Rugbistul Naționalei Moldovei Maxim Cobălaș va juca în Franța, după ce fratele său, mult mai experimentatul Vadim Cobălaș, a semnat cu Bordeaux. Acesta a decis să-l urmeze în hexagon, doar că la o altă echipă, este vorba despre formația AS Macon. Ultimul club al jucătorului moldovean în vârstă de 29 de ani a fost Sale Sharks, acolo unde a evoluat alături de fratele său, doar că a fost folosit de rechini mai mult la echipa secundă. Maxim Cobălaș este specializat să joace pilier stânga și va trebui să lupte pentru un loc în lotul de bază la Macon cu românul Cezar Popescu, care a fost integralist în ultimul sezon la această formație.